tuturor! Suntem în luna februarie, ultima lună a iernii și ce surprize frumoase ne-a adus această iarnă! Dăm start campaniei să citim împreună! Astăzi vom citi din cartea Florile Răului de Charles Baudelaire, o frumoasă poezie cu titlul Imnul frumuseții. Vom citi împreună cu acești prieteni, dar și cu alți utilizatori ai bibliotecii, medici, chelneri, pompieri, constructori, profesori și alții. Această carte o puteți găsi în 19 biblioteci din cele 27 din rețeaua bibliotecii municipale. Dar fiindcă noi nu avem această carte, o vom împrumuta de la Biblioteca Bogdan Petriceico HD-ul. Tatiana, te rugăm! Mulțumim, Tatiana, pentru cartea trimisă de la Biblioteca Bogdan Petriceico HD-ul. O carte numită Florile Răului, de Charles Baudelaire. Azi vom citi împreună poemul Imnul frumuseții, cel mai tradus poem din lume. Numai în limba română este tradusă de 7 autori. Să încercăm. Cobori din cer, senină sau din genuri răsari. Tu, frumusețea lumii, privirea ta pe oameni îi schimbă deopotrivă în zei sau în tâlhari, în rău și în bunătate, cu vinul de asemeni. Să continuăm! Că vii din iad sau lunici din cer, ce-mi pasă mie? O, frumusețe, monstru naiv și fioros, când ochii tăi, surâsul, piciorul tău mă îmbie spre un infinit de-a purul drag și misterios? Răsari din hăuri negru, cobor din luni stelare, destinul ca un câine de poala ta se ține. Și bucurii și chinuri, tu semini la întâmplare, stăpână ești și nimeni nu e stăpân pe tine. Calci peste morți de care îți râzi cu mult dispreț. Ai juvaieruri multe și groaza dintre toate nu-i cel mai slut. Și omorul e un breloc de preț, pe pântecul tău mândru, săltând cu voluptate. Vii din alte ceruri sau ieși din adâncime, frumusețe, reaua și buna ta privire împrește de-a valma și fericiri și crime. Orbitul flutur zboară spre tine, lumânare, slăvându-te în drept torță când a început să ardă, acel ce-și strânge lacom iubită în brațe pare un muribund și în taină mormântul și-l desmeardă. Când vii din iad sau lunici din cer, ce-mi pasă mie, o frumusețe, monstru naiv și frumos? Și când reversi miresme de amurguri cu furtune, se face lașe roul, vitează strătitura. Sirenă rea sau înger, drăcească sau divină, ce-mi pasă când tu zână cu ochii de catifea, mireazmă, ritm, lucire, o singură amregină, faci lumea nu prea slută și clipa nu prea crea. Sunt prins, ca o frumă așteaptă cu o gamă variată de nezevăritate.
calci peste morți de care ți râzi cu mult dispreț, ai joaieruri multe și groaza dintre toate. Nu-i cel mai slut, și omorul e un breloc de preț, pe pântecul tău mândru, săltând cu voluptate. Aceasta a fost cartea cu imnul frumuseței, de Charles Baudelaire. Mulțumim tuturor participanților la campania Citim Împreună. Acum vom întoarce cartea Bibliotecii Bogdan Petriceicu HD-ul. Tatiana,